Ca noutatea campaniei 2023 este monitoringul care va înlocui teledetecția, acel eșantion pe care API îl selecta aleatoriu din multitudinea de fermieri, din 700.000 de fermieri, selecta un eșantion. Nu era cu dedicație la niciun județ, la niciun centru. Anul acesta, satelitul va trece pe la fiecare fermier din 5 zile, încât să nu mai credeți că cineva face sesizare. Nu. Ca urmare, aceste culturi va trebui să le declarați așa cum sunt. Dacă la momentul depunerii cererii, dumneavoastră veți spune niște culturi care nu se văd din satelit, până la 9 iunie, când se închide depunerea cererii cu penalități, le puteți corecta din mers. Rugămintea e să închideți cererile, chiar dacă nu aveți toată informația, până la 15 mai. Acest monitoring, care va da multe bătăi de cap, vom încerca să vă punem la dispoziție, la depunere, culturile de toamnă. Și în momentul în care dumneavoastră veți spune că acolo o să semănați porumb, floare și mai știu eu ce cultură de primăvară, aplicația vă va spune cu titlul informativ, acolo se află în momentul acesta culturi de toamnă. Există două explicații. Ori acolo unde vreți dumneavoastră să digitizați, este un mod eronat, v-ați poziționat aici, ori vă asumați răspunderea și declarați ce doriți dumneavoastră, porumb, dar noi v-am spus că e greu. Dar este doar cu titlul informativ. Declarația rămâne în continuare pe propria răspundere.